Pagini alese. Jessica fuge de un trecut misterios, dar poate ea să se ascundă de dragoste. Minciunile Jessicăi vor ruina oare toate speranțele ei de viitor? Ori poate ea să găsească o pace mai adâncă ce o va împiedica să aibă secrete față de cei care o iubesc cel mai mult? Descoperiți toate acestea în Secrete, o povestire creștină contemporană de dragoste, scrisă de renumită autoare Robin Jones Gunn. Înainte de această excursie, Jessica ar fi descris aceste circumstanțe ca un destin. Acum simțea altfel. În aceste ultime zile, Dumnezeu devenise real pentru ea și ea își dorea o relație cu El. Jessica se gândi la acele pungi de har despre care vorbise Terry în ziua în care apăruseră alimentele. Înghesuită printre sacii groși de dormit, Jessica se simțea ca și cum ar fi căzut literalmente într-o astfel de pungă de har. Închizându-și ochii, a dormit. Trecură aproximativ 40 de minute, însă ea simți că parcă ar fi dormit câteva ore. Suficient de mult ca să-și recapete puterea mentală de a gândi la ce urmează să facă. Ieșind din ascunzătoarea ei, Jessica deschise ambele ferestre. Nici o față turtită nu aștepta. Revăzu situația. Lucrurile le fuseseră furate din spatele camionului. Dar, din fericire, ceilalți vor vedea că acelea erau numai lucruri. Lucruri care puteau fi înlocuite. Ar putea ieși din camion și apoi să încerce să meargă spre drumul principal, dar era trecut de miezul nopții și foarte întuneric afară. Trebuia să țină seama de asemenea de ploaie și de noroi. Cel puțin în cabina închisă a camionului, era ferită de ploaie și apărată. Cel mai bun lucru era să stea și să aștepte și să se roage. Doamne! Rostia în liniștea nopții. Îți mulțumesc. Jessica se opri și apoi râse de sine că ajunsese să vorbească cu cineva care era invizibil. Sper că înțelegi că toate acestea sunt noi pentru mine. Jessica schimbă poziția pe banchetă. Evident că da, pentru că tu știi totul. Nu vreau să pierd niciodată acest sentiment. Această conștiință a prezenței tale. Câtva timp după aceea, Jessica stătu liniștită, făcându-și inventarul vieții. Lucrurile erau încă complicate, foarte complicate. Destul de des îi revenea în minte un gând care o făcea să se teamă. Dacă se vor întoarce bărbații aceia după restul de lucruri, vor sparge bandiții geamurile ei data viitoare. Cât va mai trece până când Kyle își va da seama că ea nu iese în spatele lui? Când se va întoarce din drum și va veni să o caute? Va reuși el să o găsească pe acest drum izolat? Deodată, niște faruri străluciră printre picăturile de ploaie pe drumul din fața ei. Primul impuls al Jessicăi fu să sară din mașină ca să fie văzută de șofer.
Apoi își dădu seama că ar putea fi hoții care se întorc. Va fi ea în siguranță nascunzătoarea ei și a doua oară? Jessica se întinse pe podea și se acoperi cu sacii de dormit. Inima a început să-i bată sălbatic. Se simți copleșită de tot atâta teamă ca și prima dată. Dacă nu chiar mai multă. Pentru că acum știa că șansele ca ei să fi venit după sacii de dormit erau mai mari. Nu putea să se roage. Nu putea să gândească. Pentru un moment. Simți că nu putea nici măcar să respire. Vehiculul se opri. Se trândi o ușă de mașină. Zgomotul ploii căzând pe acoperișul și pe capota camionului masca zgomotul vocilor care fuseseră atât de gălăgioase data trecută. Jessica își strânse buzele tremurânde când zângăni mânerul de la ușa șoferului. Mai zângăni de câteva ori și apoi inima Jessica-i se opri. Reușiră să deschidă ușa. Ușa cabinei se deschise încet. Nu se auzea niciun sunet. Nici o mișcare. Nici o voce. O văzuseră? Jessica simțea că tot corpul îi tremură. Închise ochii și îl imploră pe Dumnezeu să o salveze. Jessica, ești aici? Kyle? Unde ești? Jessica își forță pumnii încleștea să se deschidă și împinse la o parte sacii de dormit. Aici jos! Sunt aici jos! Ieși din ascunzătoarea ei și se așeză pe scaunul peste care se aplecase Kyle și întinse mâna ca să o ajute. Ești bine! Jessica îl lăsă pe Kyle să o tragă afară. În mod impulsiv își aruncă mâinile în jurul gâtului lui și începu să plângă în hohote. Ce s-a întâmplat, Jess? Vorbi el încet, cuprinzând-o cu mâinile și apăsându-și buzele pe urechea ei. Un val de emoții noi o cuprinse pe Jessica și se trase. Cu amândoi pumni încleștați, lovi pieptul lui Kyle. M-ai părăsit, asta s-a întâmplat. De ce m-ai părăsit? Kyle își întinse mâinile și spuse: N-am știut. Cuvintele lui erau ferme. Nu te-am văzut când ai ieșit de pe drum. Un camion s-a așezat în fața mea și l-am urmărit până aici. Apoi a început din nou să plângă. Am semnalizat, dar tu nu te-ai oprit. Am crezut că ești în spatele meu. Nu mi-am dat seama că te-am pierdut. Îmi pare rău, Jessica. Trebuie să fi fost groasnic să fii împotmolit aici. Apoi au venit și... Au jefuit camionul, zise ea, stăpânindu-și lacrimile și încercând să-și țină în frâu emoțiile. Cine a venit? Kyle îi mângâie părul și șterse lacrimile cu mâna lui puternică. Niște bărbați au spart spatele camionului, nu știu ce a mai rămas. Kyle o trase pe Jessica la pieptul lui și o ținu aproape de el. Jess, îmi pare rău. Nu mă mir că te-ai ascuns. Nu te-au văzut? Nu cred. Când ai venit tu, am crezut că iarăși sunt ei ca să ia și sacii de dormit. Jessica auzea inima lui Kyle bătând puternic și regulat, în timp ce se lăsa cuprinsă de îmbrățișarea lui. Stătură îmbrățișați în tăcere un minut, după care Kyle se trase. Avea și acum un picior afară din camion, unul îndoit pe sub volan, și brațele întinse peste scaun ca să o țină pe ea. Mă duc să văd ce-au luat, mă întorc imediat. Vin cu tine, zise Jessica, alunecând peste scaun și ieșind cu Kyle afară în ploaia care se transformase în burniță acum. Kyle își puse mâna peste umerii ei și merseră împreună prin oriul cleios în spatele camionului. Închizătoarea din spate fusese ruptă și prelata era... și acum rulat în sus. Tot ce mai rămăsese erau cele două lăzi goale de gheață, trei bagaje și un sac de dormit. Vai, chiar că ne-au curățat, zise Kyle. Jessica se
Întreba dacă era supărat pentru pierdere. Părea să nu fie prea afectat. Mă bucur că tu ești bine, zise el îmbrățișând-o încă o dată. Jessica își petrecu mâinile în jurul mijlocului lui și îi lăsă capul să cadă pe umărul lui. Se gândi ce bine se simțea cu Kyle și cât de perfect se potrivea în îmbrățișarea lui. Ea aparținea acelui loc. Să nu lasă plece niciodată. Cred că ar trebui să încărcăm în microbus ce-a mai rămas și să mergem la McSally. Restul grupului este la graniță. Nu putem scoate caminul din noroi noaptea asta. Ne ducem la un motel de partea americană a graniței și dimineața mă întorc cu un camion care să mă remorcheze. Jessica îl ajută să încarce în microbus ce mai rămăsese. Kyle încuie camionul cu setul lui de chei și închise cât putut de bine ușa stricată din spate, ca cel puțin să nu plouă înăuntru. Jessica se urcă în microbus și se așeză pe scaunul de lângă șofer, după care Kyle învârti cheia în contact. Nimic. Încercă din nou. Tot ce auzi fu un țăcănit slab. Nu pot să cred, zise Kyle, lovind cu pumnul în volan. Se pare că-i bateria. Deschise capota, căută lanterna sub scaunul din față și ieși afară în ploaie să examineze animalul acela încăpățânat. Încearcă să o pornești acum, îi zise el Jessica-i. Ea se întinse și răsuci cheia. Nimic. Încearcă acum. Încercă, dar nimic. Kyle trânti capota și se trânti înapoi pe scaunul din față, scuturându-și apa de pe jachetă înainte ca aceasta să pătrună în ea. Nu știu ce are. Tăcură un moment. Cred că ne-am împotmolit, zise el. Va fi ziua peste... Se uita la ceas cu lanterna. 4 ore. Putem să ieșim atunci la drumul principal ca să cerem ajutor. Ar fi o nebunie din partea noastră să încercăm acum. Ce se va întâmpla cu Terry și cu restul grupului? Întrebă Jessica. Ei sunt bine. Cel puțin știu unde sunt. Au adăpost, pături și un automat de dulciuri. Asta e mai mult decât avem noi, zise Kyle. Jessica era pe punctul de a spune... Dar eu te-am pe tine și mă simt în siguranță acum. În loc de asta, zise, mă bucur că m-ai găsit. Trebuie să spun, zise Kyle, întorcându-se altfel încât spatele îi se sprijinea de ușa închisă și fața îi era îndreptată spre Jessica. Că am fost destul de speriat acolo pentru o vreme. Tu ai fost speriat, zise Jessica, urmând exemplul lui Kyle, sprijinându-se de ușa închisă ca să fie cu fața spre Kyle. Această noapte se numără printre cele mai rele din viața mea. Apoi, amintindu-și de conversația ei cu Dumnezeu, adăuga. Și cred că se numără de asemenea și printre cele mai bune. Ce vrei să spui? Acum Jessica nu știa ce să spună. Se gândea că el se va bucura de această contitură a vieții ei spirituale și, totuși, nu știa cum să se exprime. Kyle așteptă cu răbdare ca ea să-și găsească cuvintele. În cele din urmă i-a zise: am avut o discuție cu Dumnezeu. Cred că ai putea spune că în călătoria mea spirituală am căzut cu fața înaintea lui. Fiind întuneric, nu putea să vadă fața lui Kyle. Simți o căldură mai mare în vocea lui când zise: m-am predat lui. Este un pas mare pentru mine să mă încred în Dumnezeu în acest mod. Niciodată nu mi s-a părut că el ar fi fost de partea mea înainte. Dar acum tu ești de partea lui, sugeră Kyle. Jessica dădu din cap. Nu știu cum să spun, dar știu că totul este altfel. Kyle se întinse peste spațiul dintre cele două scaune și apucă mâinile Jessica-i.
le strânse de trei ori și cu o voce destul de răgușită zise: Sunt atât de bucuros. Veșnicia începe din seara asta, Jess. Ești mântuită. Ea se gândi că acelea erau niște cuvinte foarte îndrăsnețe. Însă mâna lui era caldă și sigură, în timp ce le ținea pe ale ei. Ești rece, zise Kyle. Îți aduc un sac de dormit. Se duse în spatele microbuzului și se întoarse cu doi saci de dormit. Desfăcându-l pe primul, Kyle îl puse peste Jessica, rulându-l la spate. Pe al doilea, îl puse între spatele lui și geamul rece de pe partea șoferului. Apoi, punându-și mâna stângă peste volan, întrebă: Vrei să încerci să dormi? Jessica nu putea decât să admire gesturile curtenitoare ale lui Kyle. Ceea ce voia cu adevărat era să vorbească. Se lăsase să devină mult mai vulnerabilă cu Kyle decât intenționase vreodată. Nu știa ce li se va întâmpla în lumea reală, unde trebuia să se păzească cu atâta grijă. Oricum, în seara asta, în următoarele 4 ore, urmau să fie singuri, complet singuri. Dacă a avut vreodată o ocazie să afle totul despre acest bărbat, acum era momentul. Nu știa sigur ce va face cu informațiile. Știa că nu le va analiza în ideea că el era o persoană de care ea se va atașa. Aceasta ar fi însemnat ca ea să fie nevoită să-i spună adevărul despre viața ei. Și ea nu putea să facă asta. Pentru un moment, putea să-l asculte. Putea să audă din gura lui Kyle de ce îl interesa persoana ei și de ce o urmărise cu atâta răbdare.